Salutare, dragilor! Am revenit. Am revenit cu o problemă de geometrie pentru că vom continua să rezolvăm testul numărul 12 din cartea de evaluare națională propusă de paralela 45. În figura alăturată, punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB, respectiv AC, ale triunghiului ABC. Știm că măsura unghiului A este de 60 de grade și măsura unghiului B de 70 de grade. Atunci, măsura unghiului ANM este egală cu cât? Și trebuie să o aflăm. Pe figură este marcat cu un semn de întrebare. Haideți să vedem cum putem să aflăm măsura acestui unghi. Știm că M este mijlocul lui AB și N mijlocul lui AC. Asta înseamnă că MN este linie mijlocie în triunghiul ABC. Așadar, MN este paralel cu BC. Putem considera o latură a triunghiului, de exemplu AC, secantă. Și astfel, unghiurile ANM și unghiul ACB vor fi unghiuri corespondente. Așadar, ele sunt congruente și au măsura egală cu suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi, da, minus cele două unghiuri pe care noi le cunoaștem. Fie punem 180 de grade, minus 60, minus 70, fie scădem suma celor două unghiuri pe care le cunoaștem. Așadar, calculăm unghiul ANM, care este egal cu unghiul ACB, egal cu 180 de grade minus 130 de grade, care înseamnă 50 de grade. Verificăm variantele și obținem varianta de răspuns corectă, varianta B. Aceasta a fost rezolvarea. Mulțumesc că ai urmărit. Sper din tot sufletul să fie o lecție ușoară pentru tine, acest capitol al dreptelor paralele tăiate de o secantă. Dacă ai întrebări și necesită să explicăm în detaliu această parte teoretică, te rugăm să ne comunici. Revenim imediat cu următoarea problemă. Îți urez să ai spor la teme. Pa, pa!